Cele 100 de posturi puse la bătaie de angajatorii din Danemarca se adresează celor care vor să lucreze în agricultură la cules de mazăre. Angajații vor fi plătiți la cantitatea culeasă. Astfel, pentru fiecare kilogram recoltat, angajatorii oferă 0,6 euro brut. Se lucrează 6 zile pe săptămână cu o zi de pauză ce poate sau nu să coincidă cu duminica. Pentru orele suplimentare, angajații sunt plătiți în plus. Danezii nu cer experiență, însă au un criteriu bine stabilit pentru selecție și anume vârsta. Pentru a fi angajat Așa, Aplicanții trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani și maximum 50. Perioada contractuală începe în iunie și se finalizează în octombrie. Contractul se va derula între lunile iunie și octombrie 2018. Se lucrează 30-40 de ore pe săptămână, 6 zile pe săptămână. Transportul dus întors în. România-Danemarca este în responsabilitatea lucrătorului. Plata muncii este în funcție de cantitatea culeasă, 0,6 euro pe kilogram cules, plus 12%, o alocație de concediu. Angajatorii din Danemarca nu asigură transportul muncitorilor din România și înapoi acasă. Aceștia oferă însă cazare în rulote contra cost. Pentru fiecare zi aceștia plătesc 8 euro. Cazarea se face în rulote. În camping sunt disponibile bucătărie, sală de mese, toalete, baie cu dușuri, mașini de spălat, internet wireless. Taxa de cazare pentru lucrători este de 8 euro pe zi și acoperă plata utilităților. Transportul la locul de muncă este asigurat de angajator contra a sumei de 1,5 euro pe zi pentru persoană. Persoanele interesate de un job în străinătate se pot adresa biroului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Acolo pot afla informații despre oferta de locuri de muncă, dar și condițiile impuse de angajatori. Tot acolo, consilierul EURES vă poate ajuta și în întocmirea unui CV model Europass, dar și pentru a aplica pentru un job. Data limită pentru înscriere este 20 februarie. Persoanele interesate pot depune CV-ul direct la angajator. Selecția va avea loc la Râmnicu Vâlcea.